Autoritățile locale au început deja pregătirile pentru sărbătorile de iarnă. Ca în fiecare an, centrul evenimentelor va fi chiar aici, pe strada Crișan, unde va fi împodobit și bradul de Crăciun. De asemenea, pentru prima dată se va organiza și o piață tradițională de Crăciun după modelul altor orașe din statele europene. Severinenii vor avea anul acesta orașul scăldat în luminile sărbătorilor de iarnă mult mai devreme ca până acum. Reprezentanții executivului democrat-liberal al primăriei au cerut firmei responsabile de acest serviciu să înceapă deja împodobirea orașului. Toată zona în care ne aflăm va fi amenajată de sărbători cu căsuțe, cu iluminat. Aici va fi din nou bradul foarte frumos. Rămâne ca Nicolae să ocupe de moș Nicolae, că e și ziua lui, să dăm drumul și la paptinilor. Mai avem puțin de lucru în sensul să pregătim platforma pentru reamenajarea cabanei de distribuire, patine și de casierie. Cu siguranță, în jur de 6 decembrie de moș Nicolae se va... Copiii se vor da cu patinele. Întreg orașul va fi iluminat de sărbători și în acest an reprezentanții primăriei au dat asigurări că brazi de Crăciun vor fi împodobiți în toate cartierele orașului. Începem să amenajăm orașul cu ghirlande și cu ornamentul pentru sărbători. Sperăm ca începând cu 1 decembrie să dăm drumul la iluminat de sărbători, care va fi 0 lei, deci gratis, fiind concesionat iluminatul public. Bonus din partea firmei pentru tot orașul. Va fi și mai bogat și mai frumos. Angajații compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei se ocupă în această perioadă și de achiziționarea cel puțin 10 cabane de lemn, care vor fi instalate pe strada Crișan. Acestea vor fi scoase la licitație pentru a fi închiriate de agenți economici.